Bun. Și acum problema cea mai mare. Că în gară, distanța între sine de 5. Pe 2. Să ne uităm la clipul din Chitina. Thank you.
așa era. După ce mi-am dat jos căștile, a început din nou. Băi, s-a întrebat, nu l-am întrebat, s-a întrebat că Ana mea trebuie să facă update la internet, să pare. Ba, e rău. N-a fost nimic cu internet, să știi. Numărul 2, 3, pardon. Ok. Acum, nu mai știu ce distanță aveam aici, cred că era de 10. Unde e mumiță când ai nevoie de el? Ce distanță să măsori pe Earth? Distanța între linia 3 și 4 aici. Asta degeaba am măsori, că n-ai cum să măsori cu precizie. Pe mine mă interesează la catenară, aici, ce dimensiunea trebuie să am. De asta nu pot decât să fac decât dacă sunt catenară acum. Hai să vedem. 5. Nu e 10, nu e 10, e 9, ceva. De fapt, pare să fie 9. Așa de cum e cu 9. Să ne uităm un pic și pe filmare, să vedem cum e catenarea. Pe peron. Nu știu, dacă aș ști, aș face să nu se mai întâmple, dar iată că nu știu ce să zic.
fie, pe la mică sta. Încă ceva, gara Chitila acum va fi în gabien. Trebuie ceva mai mult, îmi trebuie 80. Uite. Să nu știu când de crash. Așa, bun. Ce prostie. Da, într-adevăr. Care e problema că pun linia cu minus 2 la mie?
asemenea, e ca lui când se trecea cu sutrele la zi. Asta nu e, din practic, cu alt cracul. Să urmizez cracul de la coloană și cu roșu. Când lucrez spre București, lucrez cu minus 2, invers, plus 2. Pozitiv. Așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linii, corect? Aici apucă și mai trecut acum. Rămân 7 linii la... Ok? Asta e cum alte 7. Rămân un ritm de 2. Ce ai impresia că l-ai citit la... Bine, îți mai discurs ce repetă încredem. Salut, Iohannis. Cel mai mare fan al președintelui.
Bun, aici parcă aceste linii ar fi trebuie, deci o să vedem asta între ele. Terminal de containere din remiza GFR din Sibila. Ce remiză GFR și terminal de containere la Chitila? Eu nu știu niciun terminal de containere la Chitila, trebuie să recunosc. Ah, you fucking piece of shit.
Uite aici ce, că nu văd nimic a mutiei. Da, dar nu văd niciun link. Deci, nu pot să vei că n-are câte din asta. Asta oferă 1, 2, 3, 4 știne. Corect? 1, 2, 3, 4, 5 de fapt. 1, 2, 3, 4, 5. Corect. Asta, ce mi-ai dat aici? A, asta era acolo. Bă. Alo? Alo? Oh, te chiar o să-mi jurești Digiu. Alo? M-auzi? Te aud acum, te aud. Ce faci? A, ce să fac? Uite, curat. Acum am oprit un pic. Curățenie! De curățenie. Mergeam prin baie pe acolo, pe ăsta, vrăpui WC-ul, trebuie o glinda făcută. Din astea. Nimic major. Neapărat, care necesită atenție. Mm-hmm. A, trebuie să strâng latra. Asta e. Vedeți că magii și-o pe aici ca sifon. Ce să fac? Tu ce faci? Bine, tu am dat ceva de la ăștia? Via acasă cu cărniță? Să-mi fac griji. Îmi grăfez vreodată. Hai. Te-ai apelat încă ce mă zic. Cap la pusă. Totul mai ai bun. E și eu că s-a luat, e de asistează la venit acasă, care sunt acasă...
Da, pentru cineva care n-a avut de-a face cu asta până acum, într-adevăr. Asta e un mare problemă. Nu dai seama, avea toată lumea pe postura de acasă, entitatea. Da, mai un pic. Băi, băi, băi. Nu te nimic? Trebuie să știi că și eu în afară de... Nu știu ce, în afară de... Cum nu știu, ăla, un pic de arahid de la 2-3 de prima, nu am făcut nimic. Pentru că sunt mândru de mine. Foarte bine. Nu prea mânca nimic, dar stai un pic, să te stii cum e să cu pizza aia, te rogi. Vine, cum să nu vine, dacă ați dat comandă, vine. Zan, doamna asta, vă spun, zic că nu mai venim. Dar dacă mănânc o pizza și cum mănânc menuia după rând. Da, mi-a avut poftă. Nu e să mă duc la magazin să-mi iau să fac o pizza din aia la ceaun, știi cum a fost cu noi. Îmi iau mozzarella, îmi iau... Fac o pizza de mare lume aici, nu? Ce? Deja plouă în gură, gogoașă. Eu am văzut, dar trebuie să spun că mănânc și eu, că mi-e foame și mi-e foame că soare, că vrea să mănânc pizza. Da, bine, da, seama, dar mi-e foame. Zic că mi-e foame. Dar dacă îmi fac omletă cu cărnați așa, o capeta, trebuie să păcălesc foamea asta din mine, din lăuntru meu. Da, adevărul e că sunt un mâncău și jumătate. Și de care pizza ați dat comandă? Mexican, că a zis Adelin să comand și vreau. A, da? Am luat un om. Îmi prea lui Ipăși de la aia cu brânză și nu pot să zic că eu sunt fan. Aia cu brânză, știi? Măi, e mișto și aia cu brânză, nimic de zis. Da, dar poate nu e pizza, ești pe cintă. Da, da. Îți place să ai carne în mâncare de obicei. Nu mănânci carne pur și simplu, dar așa mâncare îți place să ai, știi? Da, dar știu că e acolo. Eu ce-mi place la fata asta, mexicană. Da, e fata. Să vii acasă și alții, ai toate poftele făcute. Trebuie să mă duc să-ți iau căpșuni. Băi, că de luni nu mai că sunt, mi-e frute. Dios! Dau pierzi și prune, mere, pere, în panere banane, și... banane, n-au în cap o banană de frestă. Banane, fata mea, se găsește! Se știe! Aici ați alea care se zug. Da, da! E da, de-a fata. Mă băiat, Nicule. Ai, te duci. Te-ai preocupit cu mine acum. Ai delită. Da. Vezi, dar ce vrei tu? Banane, căpșuni. Da. Am auzit că ai dat comandă de 2 kg de căpșuni. Păi da. Dă-mi să ți le cure. Da? Dă-mi să ți le cure. Vezi, în duminică se duce dumneavoastră la piață, că dumneavoastră nu mai e piață. Aha, da, și uitați. Doamne, da, Dragoș, așa. Nu o să mă duc. Nu vă dea. Bine, după. Uf, să-ți ia. Vine fata acasă. Fac toate nazurile. Da? Da. Nu vă luați afară mine? Ce? Da, se știe. Astăzi vorbești cu mama aia, o să da? Ce mai zice? O să-mi dă Paști, știi, dar
Nu răspunsese? Da, nu răspunsese. Da, cum a căsut acolo la ea, nu mai există pe cine ai venit la mine, dar nu mai există, nu știu, acum. Da, 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 seama. A bucurat acum că ai sunat. Da. Păi, nimeni nu vrea la frică de moarte, nu vrea să-l mă. E frică, săracă. Da. Da, mai, pe da, azi am ce probleme de sănătate are Perșiu. Eu nu cred că mai stă bine la un capitol deja. La vârsta e, a, orice complicație poate fi ultimul, știi? Da, da. Poate că era bine sănătate că le-a luat. Le-a luat tare. A, mă, mai. Care mama aia? Eu vorbesc la tomea asta. Ah. Păi da, de-aia vorbeam așa, dedica Maria. Păi cum da, vorbesc de mama aia. Ah, ok. Păi aia n-a pus un tu, că nu am numărit. Da. Asta e frumos de partea a făcut. Nici nu m-am gândit. Da. Păi știu că am gândit. Eu trebuie să m-am gândit la toate. Toate să-i luăm cadourul, pentru că e din la supărere. Am da, 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 la, mai ce e rău? Adică, na, nu v-aș fi rău. E rău, e rău, că m-ați fi lăsat singur. Da, nu e singur. Am lăsat singur, da, da, știi că am vorbit, adică nu e ca și cum n-am vrut. Da, știi că mai e rău de situată, că e te face tot la una echipă, la una echipă nu e. Așa am considerat amândoi, și tu și eu. N-a apărut ceva. Nu, mai mult nu, că dacă tu mi-ai zis că știi că nu știe, n-a. Da, nu cred, nu știu, măi. Și eu stare să... să dăm amendă. Până la urmă, e vorba de ce? De 10 minute, că nu sper zore că m-ați făcut până la urmă. Asta spun, că toată lumea a venit la muncă cu asta și am mai fost un obiect și a fost cu toată lumea. Să duce în izolare și nu are voie să intre cu toată nimeni. Adică, na. A fost oprit? Da. Ui, mă, ce spune. Ințeau, ințeau, nu te vrei tot. Mă aduc să spar milioanele și da, ce vrei? Fără nicio problemă. M-am rămbat? Normal că m-am rămbat. Nu e că m-am rămbat. Să-mi iau un joc, dar m-am abținut. De ce nu te rog? Nu știu, m-am gândit că... poate că îl iau și așa e deja vechi și apare... Și vedeți să faci telefonul? Așa mi s-a părut mai devreme un pic, că nu se duce telefonul. A, era. Îmi flicăra ecranul, nu știu să-i... Acum nu știu ce o să întâmpla. Da, e n-asta mă, nu știu ce să fie. Îl am de vreo 4 ani peste. Ar trebui să mă țină, nu știu. Asta e, o altă chestie. Sper să nu fie nevoie, dar nu avem nevoie ce să fie. Nu-i vrei. Știi, un pic de trebuie. Noi facem mașina, într-o lună trebuie să luăm televizor. Ai, așa uitat la televizor. După aia trebuie să facem cu lavabil. Aia cu lavabil, cred că e cea mai ieftină chestie. Nu știu ce cu tine. Da, nu știu, trebuie să vezi acolo cu Bocana, trebuie să ai și timp, și nu. A, bine, nu m-am gândit că nu am plătesc asta de muncă. După urmă, armei e forța de muncă și vopsea, cum poate să plătesc asta? Da, și trebuie să
Da, bine. Ce faci? Da, da, dar deși mi-ar face că nu știu de ce, când o să nu te iei, nu știu că o să nu trebuie să alică pe mine. Deși el a fost vrea să vorbească. Chiar nu-i fac griji. Bine, nu, mi-e face ok. Chiar dacă o să scurcă găsesc eu variația de... Oh, vă să mă clar. O să vreau să scurcă și știi, ceea ce până acum n-am făcut. Când mi-e dat să scurcă studiul, aia nu o să mai existe. Păi, da, m-aș fi nervat. I-a zis, maică mea, n-ai văzut că i-a zis. I-a zis. 30 de milioane dacă nu mai ții, nu ții nimic pentru tine, doar dai bani pe mâncare, 30 de milioane. Și cu copii. Da. Deci asta, dar n-ai cum să trăiești așa, benzin, asigurări și toate cele, n-ai. Da, nu. O să aveți și mai dificultate acolo, pentru ce asta. Dacă nu am așa un salariu, îmi dai seama. Și vedem dacă nu am un rezultat. La e vreo 12 milioane. 12? Păi cam așa. Hai să luăm unul tot smart. Că n-am. Da, dar păi să luăm unul bun, zic, nu? Dacă tot luăm unul român. Da, dar stai așa. Momentan, da. Momentan avem Netflix. O să punem pe unul dintre carduri, știi? Da, am văzut că mai merge. Mi-a arătat și mie aici pe telefon. Păi da, dar pentru că... Da, pentru că pana mea mi-a luat aia banii de pe... Dar nu ți l-am închis eu. Mă, l-am închis aia că nu mai... Da, dar nu vreau după carul tău. Nu, după carul tău, că numai 5.300. Ah, păi da, am găsit în regirea. Ai văzut? Nu. Nu, le-am adunat acolo. Da, păi și nu. Mai arată că l-am găsit tu. Îmi zic că o tabulei. Hai, cum să plătesc acum, sper să nu uit. Ieri m-a luat cu altele și n-am mai... Am intrat cu băieții și m-am uitat de întreținere. Păi, până la mă cât avem?
Ăla zic acum, 1970. Ah, da, nu cred că tu e 53. E, da, e 53, nu știu. Cum ești ferit? Ha? Tu... Dar ce ne-a la... E tu... Ah, nu, 1.73. Păi nu, apa și gunoi. Apa gunoi, un pepine, la pepine de servici, mila de pescar. De fapt, nu vreau mai mult. Da, eu sunt nu. Thank you.
să are facioare cu numele și să mă păr. Da. Să știi? Ce e aia asta de că nu da, e că 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 Nu, nu știu ce ne-a putut să mai bine, nu? Mai bine. Da, știu, e enervant și eu pățesc la fel cum muncesc și nu aud clienții pe luna, mă cred că ești de așa. Nu este atent, știi? Sunt două tipuri bine. Nu știu ce să facem de unde. Poate doar am reușit, dar... Nu,
Vreau de unde fac legeni de zâmbă la slavă. Pentru că nu are loc de taică-miu. Pufă și ufă, taică-miu. Gătește când nu sunt ei cu toți acolo. Da, asta. Asta e așa, e când n-ai loc, ești la grămadă, nu, nu se poate. Ce, nu se da, poate, chiar se trebuie schimbată asta. Oricum, păi da, dar ce faci și mai trebuie să faci de la ea un pic. Păi nu las, dacă se pune Lili, îi dă indicații tot timpul, zice de taică-mi, dar nu e cu nimic mai breaz decât taică-mi. Da, cu fiecare face în felul lui, adică nu, eu cred că pe urmă n-am reușit pe cealaltă, știi? Păi da. Păi da, se obliniște cu care ei era bună, adică ai văzut fiecare se obliniște cu ce fără acasă, nu? Ce mai bun e mâncarea de acasă, cum... Până la urmă, eu tot atat timpul la îngrea, știi? Păi da, nu e ca și cum ei nu știe să gătească sau ceva, dar na, nu o las. Da, cred că face mâncare bună, na, acum e la mult timp, asta e acum, știi? E, și Lili face când are chef, lasă, că știu eu. Și... Da, adică, sincer, Lili și convine că ei au fost să ia toată chestia, la genul să gătească pentru toți patru, ea vrea să gătească pentru că le vin ce are chef. Da. Și atunci, automat, ăștia sunt compromisuri, știi? Că la una te zici, băi, gătesc și gătesc pentru toată lumea. După ce... bună. Da, o să mănânc și eu. Ne auzim. Da? Da. Și tu la fel. Ia auzi. Ia auzi, ia auzi. Te pup, băi, drage. Și eu te pup. Mi-am dat de tine, băi. Mai avem puțin că așa și ne vede. Foarte puțin. Da, te pup, băi, ce-s. Chiar. Da, cred că vreau să opresc microfonul, corect. O să închid stream-ul și pornesc din nou. Ne vedem imediat.